I mean, at least if you look. I'm gonna try it. Pentru că părinte ne vedem, nu se vorbească, i-am mai vorbit de data asta, știi? Și așa a zis mai multe decât știam. Acum, vorbit așa frumos frase de educația copiilor. Pentru mine e o frământare. Mă bat toată ziua în școli, în discuțiile cu tinerii, de tot felul de întâmplări care mă cutremură. Și să știți că pentru mine e o frică, totodată. E o frică, e o spaimă, nu pentru ceea ce îi învățăm pe copii în familie, sau în adunare, sau în biserică, și pentru ceea ce vor învăța ei după aceea. Ce vor învăța în clasă, la grădiniță, la școală, ce vor învăța de pe internet, de la televizor. E foarte greu. Văd că ale mele sunt mici. Și când zic gata cu desenele, încep sirenele să cânte. Mă gândeam să vă atenționez despre, nu știu dacă ați auzit, de balena albastră. Un joc acum pe internet. Să fiți foarte atenți la ce îi lăsați pe copii. Asta zice că, în primul rând, atenția, supravegherea copiilor la toate. Eu am copii care se joacă, să știți, de aceea vă spun. Deci copiii din care vin la studiu biblic, sâmbătă, nu? Sunt care se joacă jocul ăsta. Nu, dar ce e fain. Ce e alte plictisitoare. Ăsta te pune să stai verde. Da, așa, le dau tot felul de ordine. Vă dați seama ce lumea, cu ce lume ne batem noi. Noi n-au ni ușor, că luăm Scriptura, în adunare, vorbim din Biblie, frumos și... După aceea, sunt câțiva tineri aici de la Cluj. Am avut vineri seara doi invitați la studiul Bibliei. Atei. Și am mers cu Biblia în față, dar aici e importanță. Noi trebuie să învățăm pe copiii noștri și să se priceapă în Cuvântul lui Dumnezeu, dar și să gândească lucrurile. Și eu cred că, ca să continui ce am zis la biserică, nașii și părinții, asta au responsabilitatea. Să învețe pe copii să gândească. Adică, nu să le spunem asta ai voie, asta n-ai voie. Pentru că noi putem supraveghea non-stop. Îi poți supraveghea cât? Cât ești cu el. După aceea îi lași la grădiniță, îi supraveghează educatoarea. Avem mai multe sau mai puține încredere în educatoare, nu? Dar după aceea, supraveghează învățătoarea. Cât? În timpul orelor, dar în pauze? Nu mai poți. Și după aceea, se duc la școală, la liceu, la facultate, cine mai supraveghează? Poți supraveghea? Mai am părinți din ăștia. Am rămas șocat. Părinți care le ascultă telefoanele la copii, trecuți de 18 ani, îi urmăresc non-stop și cred că pot să controleze tot. Imposibil, să știu. Nu se poate. Și atunci, care e soluția? Ziceam că botezul se făcea la maturitate, în general, în epoca primară. Și aici este neînțelegerea deplină a nașterii din nou, cu care ne luptăm și ne frământăm în ziua de astăzi. Și în oastea Domnului, și în Biserica Ortodoxă. Se făcea la maturitate cum? Dacă putem compara botezul cu o candidatură la înviere, așa ziceam la biserică, asta înseamnă că el s-a înscris pe lista de candidați. Da? Acum, ce trebuie să facă după ce s-a înscris un candidat? Să învețe, nu? În epoca primară, înainte de botez, creștinul învăța toate cele ale credinței, cu deamănuntul. Și când era convins, atunci zicea da, făcea legământul cu Dumnezeu și botezul în același timp, în aceeași zi, se făceau toate împreună. Acum, limpede că pe Sofie nu putem învăța cele ale credinței. Acum, astăzi, n-are cum să spună da.
Ce să facem atunci? Să nu-i botezăm pe copii? Păi nu, că e riscul celălalt. Mor nebotezați, fără iertarea păcatului strămoșesc, iar ne vine. Atunci trebuie catehizare, adică să învețe copiii, pe copii, părinții și nașii, toate cele ale credinței, până când? Până când ei înșiși se vor lepăda de Satana. Au zis nașii, cum mă lepă de Satana și de toate lucrurile lui astăzi. Atâta trebuie să învățăm pe copiii noștri, că unii zic, până la ce vârstă? Până la 30 de ani? Dar dacă nu vrea el să se lepăde de Satana la 30 de ani, te-ai oprit cu învățatul? Nu. Până când se leapă de el. Zice el, Doamne, mamă, tată, eu vreau astăzi să mă leapă de Satan. M-am săturat de lumea asta. Dar când vor ajunge copiii noștri să înțeleagă? Pentru mine asta e cea mai mare frământare. Copiii mei vor ajunge să înțeleagă ce am făcut noi când am fost mici? Că dacă nu, zice Sfântul Grigorie de Nisa. Apa pentru el rămâne apă. Dacă el nu mai accesează cu voința lui, darurile primite la botez. A ce înseamnă asta? Că darurile nu sunt valabile? Ba, sunt foarte valabile. Pe cealaltă parte, zice Sfântul Vasile cel Mare, și desconsideră taina botezului și harul botezului, acela nu poate fi numit creștin. Ia-o zis. Sfântul Vasile cel Mare. Deci dacă noi zicem că botezul nu are nicio valoare, nu mai suntem creștini. Pentru că Iisus Hristos a zis, mergând, botezați! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aici să fim atenți. Evanghelia de la botez e foarte scurtă. Știți de unde se citește? Hai să văd. De unde? Matei, capitolul 28. Da? Încheierea Evangheliei. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și apoi cum continuă? Învățându-le, iarăși zice, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Nu acum, care e întâi, învățătura sau botezul? Aici are fratele Traian o meditație, ascultați-o, cred că este și pe internet despre divergențele astea între eu. Că unii zic că învățătura, alții zic că e botezul. Și fratele Traian zice, n-are importanță. Mântuitorul zice, mergând învățați, botezându-le, și apoi învățându-le, iar de trei, de două ori zice, și înainte și după botez. Zice, să-i învățați pe oameni. Zice, fratele Traian, n-are importanță. Care e prima? Că-i botezul. Că-i învățătura. Că-i învățătura, că-i botezul. N-are importanță. E important să fie amândouă. Și apoi zice, fratele Traian, toate încumnate de nașterea din nou, aceea din voință. Că două motărăște. Asta e lupta care trebuie să ducem noi fiecare în parte. Și frământarea noastră. Pe cum să iubesc pe copil cele ale credinței dacă tu nu le știi? Vorbeam ieri, ne citim la biserică din fiecare miercuri din Vechiul Testament, fiecare vine din Noul Testament, câte un capitol. Și din epistola 1 Sfântului Petru, capitolul 5. Zicea cum să păstorească preoții turma lui Dumnezeu și cum să se supună credincioșii și preoților. Despre asta nu vreau să-l credești, că nu ne place. Nu? Și ziceam, când are voie un credincios să nu asculte de preot? Când nu ascultă el de Scriptură sau de Sfinții Părinți. Aici uitați-vă, e o șmecherie, că sunt frământările care le știți. Nu vreau să le pornesc din ziua de astăzi. Sunt unii care zic, apoi am văzut pe părintele că acolo greșit. Așa că nu mi-a spus deloc de el. Dar nu. Ai dreptul să n-asculți de cineva când a greșit într-o privință, ai dreptul să nu-l asculți în acea privință. Deci dacă vine acum un preot sau un episcop și zice, trebuie să cumnați pe aia care sunt plus cu plus, da? Sau minus cu minus. Și care nu știu că bateria nu funcționează decât plus cu minus. Înțelegeți? Să nu turbă pe copii. Dacă vine cineva și zice așa, tu ai dreptul, după Scriptură, să nu-l asculți, deci tu zici, eu nu cunun așa ceva. Nu-ți de acord cu așa ceva. Dar în celălalt ești obligat să-l asculți. Numai în asta ai dreptul să nu-l asculți. Acum, de unde știm noi când să ascultăm și când să ne ascultăm?
Dacă nu cunoaște. Pe prima dată trebuie să cunoaște Sfânta Scriptură. Și al doilea, se cunoaște învățătura bisericii. Poate că ați auzit de frații din Rusia, Părintele Mihoc, merge des la ei. I-au pornit legat de botez foarte, foarte serios problema în Rusia, pentru că în vremea comunismului au rămas mii de oameni nebotezați. Mii. Și ziua de azi, să știți, sunt foarte mulți ruși nebotezați. Chiar dacă ei se laudă că sunt popor ortodox, sunt mulți nebotezați, atei. Și au făcut în mișcarea asta domnișoasă, ca și Oastea Domnului, au pus lucrurile la punct foarte serios. Foarte serios. Cum? Și au făcut un institut teologic al lor. Deci ei, frații într-o laudă, s-au apucat și au studiat atâta de serios, că și-au făcut institutul lor teologic. Acum, așa s-a ridicat nivelul duhovnicesc al lor și teologic, încât Facultatea de Teologie din Moscova se supără dacă cei din mișcarea duhovnicească Schimbarea Față nu invită la conferințele lor. Se supără. Ia uiteți, să se supere Facultatea de Teologie că Oastea Domnului nu-i cheamă și pe ei să ia parte la adunările lor. Ați auzit de așa ceva? Și de ce? Uitați-vă numai atenți, ca să vă explic ce înseamnă cu catehizarea asta. Îi iau pe oameni, vin oamenii și spun vreau și eu să mă botez. În anumite conjuncturi, în anumite situații. Că vorbesc cu un credincios, că își dau seama, cred în Dumnezeu. Bun. Dar la noi în România cum se întâmplă? Vreau să mă botez. Dom'le, plătești taxa de botez, la duci la popa, l-ai botezat, la revedere, 2-3 mișcări, într-o jumătate de oră, o oră, l-am botezat dacă face tot botezul. Și după aia, pauză. Faceți ce știi. Cum hai că, zice, frații noștri, mai citesc în Scriptură, își mai dau silința să învețe pe copii, dar ceilalți părinți ce fac cu copiilor? Ce învață? Stai, domnule, liniștit la televizor, la calculator, că ești cu minte și eu fac treburile mele. Și apoi ne mirăm că ies copii atei. De ce să ne mirăm? Oamenii ăștia zic așa, bun, vrei să te botezi foarte bine. Un an de zile vin fiecare săptămână la cursuri, seara. Păi eu lucrez, nu-i problemă. La cât ești de la servici? Păi la 5, 6, 7, bine. De la 8 avem cursuri. De la 8 seara, la 8, la 10 cursuri, te duci cu profesor și stau acolo frații pregătiți, dar pregătiți serios. Și îl iau de-a rândul tot. De Maica Domnului, de cruce, de icoane, de Scriptură, de biserică, de taine, toate cu deamănuntul. Un an de zile, fiecare seară, trebuie să mergi la cursuri. Îți dau cursurile și pe suport electronic, deci le duci acasă, te poți să le citești încă o dată acasă. Îți dau și înregistrări video, domnule, n-a pus să vii la toate cursurile, nu îți face nimeni prezența. Dar cursurile trebuie să te uiți la înregistrări video acasă. După un an de zile, atenție, dau examen. Eu am rămas uimit să văd bătrâni de 70 de ani că vor să se boteze și merg la cursul un an de zile și dau examen, fraților. Din toată învățătura bisericii. Și dacă n-au luat examen, nu mai vii un an la cursul, nicio problemă nu e. Mai vii un an la cursul, să înveți ce creștin. Cum să te botezi tu când tu nu știi ce e creștinism? Cum să iei tu pe Hristos în tine când tu nu știi cine e Hristos? Nu-L cunoști. Și mai merg un an de zile. Păi da, vă dați seama că după ce un an de zile ai mers, dai examen și nu ți-ai luat examen. Bine că nu sunt exigenți ca la școală să facă, nu. E ca cea mai simplă facultate, dacă vreți. Dar oamenii sunt foarte serioși. Deci la ei dau, acolo au învățat că cuvântul Evangheliei, dau un vostru să fie da și nu să fie nu, dar trebuie să-l luăm în serios. De exemplu, vine cineva, eu fac adunările lor prin case, nu îi primește în biserică, fac prin case. Și-a venit cineva întârziat la o adunare a lor și zice, vai că nici n-am apucat să merg acasă să fac un duș. Gazda nu a zis nimic, fac pe rând. La fiecare în casă, pe rând. S-a dus, zice, după 10 minute, uite, dușul e pregătit, deci fă duș. Ăsta a jucat. Nu, nu, că nu-i. Bă, dacă ai zis, gata, ai scos vorba pe gură, eu am luat un serios. Eu n-am avut ce lucra, aveam un aparat de fotografiat atunci, am mai venit niște baterii foarte mici, foarte rare. Nu prea găseam. Și mi s-au gătat bateriile. Și n-am avut ce lucra și azi mi s-au gătat bateriile. Păi s-a luat un frate din ăsta, dar n-am zis eu să caute. Nu, nici vorbă. S-o lași o căutat atât în Moscova baterii și îmi dă de telefonul. Acum sunt partea aia, dar acum... Mi-am pus mâna în cap, dar am putut tăcea. Și oamenii ăștia așa foarte în serios orice cuvânt. Eu m-am speriat de nu mai îndrăzneam să zic nimic, ăștia cine știe ce
Zici că îți place o prăjitură, când ai ieșit din casă, e cu plasa cu prăjitură. Deci orice vorbe luată foarte serios. Dar și cuvântul Evangheliei, tot așa. Păi să vedeți acolo când se botează. Sau sunt oameni care sunt botezați, dar care nu au fost la catehizare și vor să facă parte din mișcarea asta domnicească. Bun. Foarte bine. Vii un an de zile la catehizare. Păi am fost botezat. Nu-i bai. Vii un an de zile să înveți ce e creștinismul. Da? Și după un an de zile, când ceilalți se botează, el nu se mai botează a doua oară, are botezul valabil. Dar învață toată taina credinței. Și când se face botezul, în general, în jurul Paștilor se face. Păi să vedeți ce stări duhovnicești sunt acolo. Eu am fost la o conferință și am făcut liturghia vreo mii de oameni și când e sărutarea păcii, știți, noi avem acum preoții, dacă-s doi, dau mâna în altar, așa, și gata. Noi la biserică încercăm să dăm tot, mai mulți mâna. Eu dau cu toată biserica, dau mâna acolo. Ei se îmbrățișează și se pupă unul pe altul. Nu gândiți-vă o mie de oameni acolo. Eu n-am văzut așa ceva în viața mea, fraților. Să vedeți oameni plini de lacrimi cum se îmbrățișează acolo și aia, da, aia e sărutarea păcii. Acolo pricep de ce Sfântul Pavel și Sfântul Petru, mai în toate epistole, zice, vă îmbrățișează frații de acolo, îmbrățișați-vă cu sărutare sfântă. Căutați-mă versetele astea, vedeți de câte ori apar în Sfânta Scriptură, în epistolele Sfântului Pavel și al Sfântului Petru. Chestii serioase, practice. Noi acum mai dăm mâna așa, cu chip cu vaie, când ne vedem unul cu altul și gata. Când ați îmbrățișat ultima dată pe celălalt, pe frați, pe surori? Știți de ce nu puteți să ne îmbrățișăm? Când ne simțim apropiați. Pe soție o îmbrățișez, pe limpede, dar pe copil. Clar, când e drag. Dar pe ce mai îmbrățișez după aceea? Pe mama, pe tata și depinde cât iubești. Dacă iubești pe mai mulți, îmbrățișezi pe mai mulți. Am vorbit lucrul ăsta cu... Avem câțiva tineri în Cluj care au făcut legământ nu de mult. Și am discutat la studiu biblic și a rămas uimit că ăștia sunt mult mai receptivi decât tinerii noștri. Din adunare. Păi ăștia de-a doua oară când se întâlnesc la studiu biblic, vin și te mărțișează, că și eu am rămas uimit așa. Băi, dar ăștia chiar au luat în serios, slavă Domnului. Dacă am vrea să luăm niște aplicații practice, hai să ne învățăm copiii serios calea credinței. Dar serios. Noi vrem să se nască din nou. Că îi ducem la adunare și ce mai aud ei prin adunare? Și aud copiii, aud multe. Să știți, chiar dacă ei se joacă și povestesc acolo și mai fac lăgie, în urechile lor intră foarte mult, eu am rămas uimit, mă duc acasă și mă întreabă Eliza tot felul de lucruri, care le-au auzit prin adunare. Și eu rămân uimit, măi, tu cum? Dar tu n-ai fost atent. Ba, am auzit. Tu te-ai jucat acolo și ai zis, ba, am auzit. Dar ei nu văd numai asta. Văd și mutrele noastre plictisite și șarea le învață. Văd și starea noastră duhovnicească și șarea le învață. Copiii nu fac ceea ce le spunem noi, asta repede mii de ori, ci fac ceea ce ne văd pe noi că facem. Deci dacă noi trăim cântarea la adunare, care zice, vreți să învățați pe copii când, cum se cântă la adunare, tu ce ții la hrăjmaș? Frate, știu de ce. Că surorile alea cântă cu toată inima. Asta e. Vreți să învățăm cuvântul Domnului? Păi, luăm și ne dăm exemple cele mai bune. Și suntem noi prima dată trăitori ai Lui. Dar dacă suntem noi așa, așa vor fi și ei. Acum să mă iertați, că m-am luat și m-am întins cu lucruri, cu povești care nu știu dacă neapărat v-ați aștepta să le spun, da? Vă spun sincer, n-am fost pregătit să zic oarece. Am zis, eu ți-aș vorbesc prea mult. Am crezut că Părintele Cătălin vine cu desfășurătorul dogmatic și ne arată ce-i botezul în Noul Testament. Și... Adică, eu cred că am multe de învățat și de la Părintele Cătălin și avem cu toții. Dar dacă nu i-am luat serios învățătura bisericii, atunci nu ne-am putea trezi niciodată cu copiii noștri că vor zice lucruri împotriva lui Dumnezeu. Ați văzut copiii ai fraților care se zică nu mai vreau să vin la adunare, i-am văzut. De ce? Că eu duc la adunare toată viața. De ce? Ați văzut tineri care s-au săturat de studiu biblic, s-au săturat de Evanghelie, de citit în Biblie, s-au săturat de biserică, s-au săturat de spovedit, ați văzut? Da. De ce s-au săturat? Că și noi ne-am săturat. Numai că noi avem o fățărnicie mai durabilă. Noi mai mergem. Chiar dacă ne-am săturat, mai mergem. Cel puțin fizic mai suntem. Și nu-i rău. Nu zic că mai suntem. Dar, să știți, tineri din ziua de azi nu sunt fățărnici.
Și asta mă bucură foarte tare. Ce au de spus, spun în față. Că spun o prostie, nu-i bani. O spun în față. Și așa trebuie să fim sinceri. Spune-mi ce gândești. Când e ceva rău, foarte bine. Spune-mi ce gândești, ca să știu cum vorbesc eu cu tine. Dar dacă ne ascundem, dacă ne năcăjim, mai dau un exemplu, asta sper să nu publicați pe internet, că sunt niște oameni care țin mult la ei.